Haideți încă un rând de aplauze, că am niște emoții, fiind al doilea meu proiect, nu știu de ce sunt acolo, dar sunt. Un pic de încurajare. Da? Cred că mi-am deschis și eu ceasul. 3, 2, 1, hai să-i dăm drumul. Încă de când eram copil, mă uitam la ceilalți. Mă uitam la ceilalți să văd ce au. Unii copii aveau jucării ca ale mele, alții nu aveau deloc. Iar unii, deși foarte puțini, aveau niște jucării la care eu nici nu mă puteam gândi atunci, nici nu mi le puteam imagina. A trecut timpul și am aflat că aceia erau oamenii bogați, oamenii care aveau din belșug orice. Nu era parcă nimic imposibil pentru ei. Și am decis să întreb care este secretul lor. Care este secretul prin care au reușit să adune atât de mult? Am să pun totul într-un singur secret, dar pentru asta o să vă zic și o istorie, ca să vedeți de unde a început și efectele acestui secret aplicate. Totul a început când lucram într-o companie numită Premier Pro Management. La 2 săptămâni după ce am intrat în acea companie, am ajuns foarte repede să fiu primul din departamentul meu. Dar a apărut ceva ciudat. Făceam bani, totul era bine, aveam un tai prielnic. Dar am început să mă întreb dacă într-adevăr pot mai mult. Oare chiar pot mai mult de atât? Câți dintre voi, printr-o ridicare de mâini, ați avut vreodată acest gând, dacă într-adevăr puteți să dați mai mult decât ce ați făcut până acum? Exact aceeași chestie a fost și la mine. Și am început să mă uit după opțiuni. Prima opțiune care am ales-o a fost CEO-ul companiei respectivă, Dave Mark, care el m-a învățat prima parte din acest secret, și anume să ai un vis. Știți cum se zice că să te duci să-ți îndeplinești visul? Ei bine, ce vis să-ți îndeplinești dacă nu ai unul? Am făcut exact ce mi-a spus el și mi-am pus visul pe o foaie. 2 luni mai târziu, acel vis m-a trimis în Anglia cu 200 de lire în buzunar. Nu aveam decât hainele de pe mine, un laptop, un calculator și un vis. Nu aveam bani nici măcar de o chirie. Și am plecat. A fost foarte greu la început, dar am avut încredere că visul meu poate fi realizat. Am fost concediat de la primul loc de muncă și am ajuns pe străzi. După care am întâlnit un multimilionar în proprietăți, care lucra acolo. Dezvolta niște case lângă căsuța unde am ajuns mai târziu să stau. M-am dus la el să-mi ofer serviciile și același lucru ce mi l-a zis Dave, numele lui era Dave, și exact același lucru care mi-a zis Dave și care mi-a zis Mark, au fost aceleași două lucruri. În primul rând, să ai o viziune și să crezi cu adevărat că ceea ce vezi tu în mintea ta poate fi realizat. Acum, haideți să transpunem puțin asta în viața profesională. Prima dată nu am crezut. Am fost și eu sceptic. Am crezut că doar să crezi atât? E atât de simplu? Să crezi într-un vis? N-are cum. Trebuie să fie ceva mecanism. Trebuie să cunosc pe cineva. Trebuie să fac ceva. Și da. Astea erau toate argumente valide, deși nu mă scutea de muncă. În viața mea profesională, mi-am imaginat de 2 ori un eveniment. Și de ambele dăți s-a împlinit. Prima dată a fost când am câștigat într-o săptămână jumate un total de 10.000 de lire și am venit înapoi în România. A doua oară a fost când am venit în Cluj. Am făcut $1.500. Acum să punem tot acest secret într-o singură frază. Este ceva ce noi nu am auzit. Unii dintre noi, cel puțin, nu au auzit de mulți ani.
Și anume, poți să o faci. Am încredere că poți să o faci. Atâta timp cât voi aveți această încredere în voi, puteți să realizați orice. Și vă zic, nu vă zic din experiența altora, vă zic din experiența mea. Acesta este secretul, foarte simplu, foarte ușor, dar câți dintre voi o să-l practice? Haideți să vedem, ridicați mâna dacă într-adevăr o să vă folosiți de acest lucru, să aveți încredere într-un vis că se poate realiza. Marian, ți-a luat o secundă. Chiar și așa. Acesta este secretul. Aveți grijă cu el. Este unul puternic și poate face multe. Vă mulțumesc. Dacă ai un vis și crezi cu adevărat că acel vis poate deveni realitate, e foarte posibil să devii un om bogat. Cam acestea au fost secretele pe care astăzi Tudor le-a împărtășit cu noi. Îți mulțumim, Tudor, pentru valoarea acestor secrete. Astăzi am pregătit pentru tine trei lucruri care m-au atras și m-au captivat în discursul tău și două sugestii de îmbunătățire. O să încep cu cele trei lucruri care mi-au atras atenția în mod plăcut. În primul rând, m-a ajutat foarte mult faptul că discursul tău a avut o prezentare cronologică. Ai început cu momentul în care erai copil, unde erai în perioada aceea, ce făceai, cu ce te confruntai, apoi primul tău loc de muncă, la fel ce provocări ai avut în această etapă, întâlnirea cu mentorul tău care te-a ajutat să crești și să ajungi unde ești în prezent. Un al doilea lucru pe care l-am apreciat foarte mult sunt gesturile pe care tu le desfășori atunci când vorbești. Sunt gesturi largi, care arată că te simți confortabil și în același timp te ajută să îți subliniezi mesajul în așa fel încât noi să-l înțelegem și mai eficient. Iar cel de-al treilea lucru pe care l-am observat și în discursurile tale anterioare este implicarea publicului, atât la începutul discursului, cât și spre finalul acestuia, ne-ai implicat activ prin întrebări de genul voi v-ați întrebat vreodată dacă puteți da mai mult. Acest lucru ajută publicul să se simtă văzut, să fie prezent în discursul tău și le menține atenția și pentru ceea ce urmează. Și dacă îți dorești să îmbogățești și mai mult valoarea discursurilor tale, o să-ți ofer două sugestii de îmbunătățire. În primul rând, începutul și finalul unui discurs sunt sarea și piperul discursului în sine. Modul în care încep ajută ascultătorii să fie prezenți pe tot parcursul discursului. Am înțeles de la tine că ai fost emoționat, e perfect în regulă, ne confruntăm cu toții cu emoții atunci când vorbim, dar îți recomand să intri direct în subiectul discursului. Să lași partea aceea de sunt emoționat și am nevoie de un rând de aplauze și să încep exact cu punctul acela care ne capsul tău. Iar cea de-a doua sugestie de îmbunătățire este aceea de a oferi exemple concrete. De exemplu, ai spus că aveai un vis, dar nu ne-ai spus care era acela. Eu am simțit nevoia să vii cu un exemplu concret. Aveam visul să fac 10.000 de euro într-o lună, nu știu, depinde care era visul tău. Apoi ai spus că, deși erai sceptic la început, ai reușit să treci încet, încet la a crede în visul tău și la a acționa. M-ar ajuta foarte mult să aflu ce ai făcut concret, cum ai trecut de la scepticism la a avea încredere în tine. În acest fel, poate și eu voi reuși să preiau de la tine aceleași etape. Așadar, Tudor, te felicit astăzi pentru că ai prezentat cronologic evenimentele și m-ai ajutat să înțeleg despre ce e vorba, pentru gesturile pe care le-ai avut pe scenă și implicarea publicului și îți sugerez pe viitor să începi direct cu introducerea aceea captivantă și să oferi exemple concrete pentru a-ți susține discursul. Aștept cu drag să te aud și data viitoare!
Bine ai venit la finalul clipului și îți mulțumim că ai stat alături de noi și te încurajăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să ne dai un like la pagina noastră de Facebook. Ne vedem data viitoare!